decât în mijlocul laudelor. Amin? Să fie slăvit Domnul. Mi-a dat Domnul cuvântul acesta de la Fapte, capitolul 9 și stăteam și ne gândeam și zic, Doamne, poate e un text care prea prinde așa, că mai am nevoie de mângâiere, de ridicare. Și Domnul, prin Duhul Sfânt în mintea mea, a făcut imediat niște conexiuni și am înțeles că Domnul vrea să vorbească. Câteva minute, că nu vreau să stric bucurie. Titlul din seara aceasta, din predică, va fi ultimul verset care spunea toți locuitorii din Ida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Oameni care caută semne ca să se pocăiască. Oameni care caută semne. Sunt oameni care nu poate să se întoarcă la Domnul până nu vede un semn. Și în Vechiul Testament era un semn. Pe care rămăsese de la Avram până la Domnul Hristos. Și semnul acesta, Roman capitolul 4, cu versetul 10, pune de rog. Dar cum i-a fost ocotită, adică neprierirea, după sau înainte de tăierea lui împrejur, nu când era tăiat împrejur. Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Și versetul 11, uitați-vă semnul care era purtat în Vechiul Testament. Apoi a primit ca se tăierea împrejur. Oamenii de vechi ne aveau și ei un semn, și anume tăierea împrejur. Și oamenii acestea din Lida și din Sarona, care nu puteau într-un fel sau altul să se întoarcă la Domnul. Să fie slăvit Domnul Iisus. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Punem și fie, te rog, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 4-6, punem să citesc cu toți versetele. Și în urmă, cu ajutorul Domnului Iisus, dacă și voi sunteți de acord, la sfârșitul programului, mai ne desparte câteva minute. Vreți încă o dată să facem cântarea aceasta, spus la Domnul Iisus? Da? Slăviți să fie Domnul! Uitați-vă! Iisus a întors, deci, în Cana și știm cu toții că în Cana era începutul semnelor lui Iisus. Când a prefăcut apa în vin, slăviți să fie Domnul. Iisus a întors, deci, în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin, în Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a vrut că Iisus venise din Iudeea, Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să te mântuiască pe fiul lui, care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu nici când nu credeți. Și suntem unii, mă pun și eu, că și eu am alergat și alerg în continuare. Și-mi place să văd semnul și lui. Vă, nu? Să vezi înviere din morți. Să vezi cum lepra se curăță pe om. Să vezi cum omul își capătă vederea. Care nu vrei să vezi așa? Iisus a zis, dacă nu vede semne și minuni, cu niciun timp nu credeți. Și ăștia
ăștia de aici din Lida și din Țaron, spune că toți locuitorii din Lida și din Țaron i-a văzut și s-au întors la Domnul. Aleluia! Acum vreau să vin cu o întrebare în care o să te răscolească un pic. Dar nu spre rău, spre mine. Ai vreun semn care l-a făcut Domnul în casa ta? Ai vreo minune care a făcut Domnul în casa ta? Aleluia! Aleluia! Și de ce nu crezi? De ce nu rămâi pe temelie? Că spune Iisus și-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun timp nu credeți. Trăiască numele Domnului merge. Și oamenii aceștia, știți ce m-am șocat? Am citit de multe și cred că și voi Faptele Apostolilor de ce. Adică semnele le poate întări amin, le poate întări credința, minunile de asemenea le poate întări. Vă aduceți aminte de omul care Dumnezeu l-a vindecat în cele 5 privitoare acolo la Solomon, când a zis, vrei să te faci sănătos? Și el ți-a zis, n-am pe nimeni până să mă arunc eu, vine altul înaintea mea, l-a apucat de mine și a ridică-te, fă-ți patul și umblă. Și a început în toată cetatea și striga cu gura mare, m-a vindecat. Trăiască numele Domnului Iisus. Slăviți să fie numele Domnului, care e prezent în adunare. E prezent în adunare. Mă vine Domnului. Uitați-vă ce m-am... Aici Petru îi spune uiene. Uitați-vă ce spune. Versetul 33. Acolo a găsit un om anume, unul anume, Irene, care zicea de 8 ani o loc în pat. Și versetul 34 vine, legitim, vine așa cum l-a învățat Iisus Petru. Și spune, și Petru i-a zis, Irene i-a zis Petru, Iisus Hristos vine. Și n-a fost o zi, și n-a fost vorbele alea care de multe ori noi le zicem, n-a avut credință, și n-a fost vorbele pe care mulți lucrători le formulează și le spune, a fost tot de împotrivire. A zis și s-a făcut. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Și știți cine sunt oamenii aceștia? Oamenii care trăiesc pe vărul. Oamenii care în gura lor e adevărul. Oamenii care trăiesc de prihănirea, fie slăvit Domnul. Dar uitați-vă! Uitați-vă! Schimbăm un pic textul și spune învierea lui Tabita. Și aici când l-au chemat în Iope, și spune vină pe la noi, în Iope era ucenic, o uceniță numită Tabita. Nume care tâlmăcit se zice Dorca. Și atenție la surori. Domnul să binecuvinteze surorile. Să nu mai clevetească. Să nu mai bârfească și să fie sfinte pentru Dumnezeu. Uitați-vă ce spune. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Uitați-vă ce spune, trec ca să nu iau că se apropie timpul. Petru i-a scos, 40 versetul, Petru i-a scos pe toată lumea frate. Genunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și i-a zis, Tabito, scoală-te. Uitați-vă ce schimbare. Oameni buni, frați, surori, lui Iene îi spune Iisus Hristos te vindecă și lui Tabita la înviere îi spune Tabito, scoală-te.
ci ea se ridică. Trăiască numele Domnului. Știți unde mai văd textul acesta? Se duce Domnul Hristos în fața Pământului. Se uită așa, spune, las piatra la o parte, dă piatra la o parte. Ridică ochii sus și spune, Tatăl, îți mulțumesc că m-ai ascultat, întotdeauna m-a ascult. Și spune, Lazare, ies afară! Și Lazar iese din mormânt, trăiască Domnul! Atenție mare, pentru mine va lăsa și pentru voi. Până nu vom face ca Domnul Iisus cu niciun chip, nu vom izbuti. Când vei face la fel ca El, atunci Domnul e mene cu tine. Slăviți să fie numele Domnului. Oameni care se bogăiesc prin semne și minuni. Oameni care se întorc la Domnul prin semne și minuni. Fie slăvit Domnul. Glorie Domnului. N-am să trec pe partea cealaltă. Am să rămân numai la semnele bune. Ca să rămânem cu inima mea. Sunt oameni care au primit semne de la Dumnezeu. Făcut Dumnezeu cu ele. O, Doamne, dură-te de noi. Mi-aduc aminte și îi spun, Doamne, unde sunt vremurile de atunci? Unde sunt, Doamne, vremurile de atunci? Parcă era mai pocăit în România. Parcă era mai plin de mutare. Parcă era, nu știu, nu vedeam lucrurile altfel. Era o zi în care mă pregătea Domnul pentru lucrare. Nu înțelegeam. Simțeam prezența lui Dumnezeu. Se uita frații la mine și spunea, ce-i cu tine? Nu știu. Și mă însoțea Dumnezeu 3 zile, m-a însoțit așa cu mare putere și m-a întărit Dumnezeu. Dar după 3 zile, a trebuit să trec printr-o experiență care ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu face ce vrea cu tine. Și vorbesc în dreptul meu. Că l-aștept o vreme. Și poate vorbesc mie. Dumnezeu face ce vrea că-i stăpâni. După 3 zile, mă pregăteam să plec la biserică și dintr-o dată m-a luat o durere în stomac aici, în capul pieptului. Mă tăvăleam. Mușcam ceașaful. Nu mai puteam de durere. Pentru că mi-aduc aminte acum. Am început să mă întorc cu fața la perete. Am început să mă rog și am zis, aduce aminte că am crescut fără tată. Copiii mei sunt 5 la număr. Nu vreau să crească și ei. Fă ceva, te rog, pentru durerea aceasta. Și dintr-o dată am văzut de la mine de aici a plecat un car de foc. Cu un bărbat în el, avea părul de aur, plin de undele. Și dintr-o clipă m-a lăsat durerea, trăiască numele Domnului meu. Am rămas cu ochii piloniți, așa cum spune Fapte 1, în cer. Dintr-o dată mă uitam, nu mai exista tavan, nu mai exista acoperiș. Mă uitam după carul acela, după bărbatul acela. Într-o clipă m-a lăsat durerea. Oameni care se întorc prin semne și minuni, trăiască numele Domnului. Vreau să spun ceva. Știi că tu porți un semn? Iată semnul care îți vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Tu porți un semn, dar nu prin valoare. Că știi de ce? De multe ori îți mărtărești inima, mâna, îți mărtărești ochii și gândire puterea celui prea mult peste tine. Îți mărși. Psalmistul spune, cât înțintoși privirile spre de lumineți și fața nu ți se umple de rușine. Fraților, Fiul este Domnul.
multe descoperiri, multe descoperiri în biserică. Mi-a spus un bărbat și a zis, în adunarea ta de ce nu spui descoperiri? Sunt grele, miroase urât, o dublă identitate, în adunare unul, la bară doi, în adunare o vorbire, apare o altă vorbire, aici duhovnicește, apare lumește. O, îndură-te de noi, îndură-te de noi, Doamne. Piesmină de noi. Ce poți să iei cu tine? Când pleci de pe pământul acesta, iei ceva cu tine. Nu uita, dragul meu, soră, frate, nu uita ceva și în urma ta. Somnul că-i spalatul. Mă, parfumul să-i susesc. Chiar dacă va trebui să treci prin valea umbrei morții, chiar dacă va trebui să pleci de pe pământ, pe Nelu Ștefan de Sigurova, te morie pe smântul în atât. Aleluia! Să se vorbească frumos, chiar atunci când ne trece de pe pământ. Spune, a fost un viteaz, a fost un om de nădăjde, a ținut pocăința. Fie slăvit Domnul! Aleluia! Mărit să fie Domnul Iisus! Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți. O, Doamne, îndură-te de noi! Glorie Domnului! Oameni care văd semne și minuni și se pocăiesc. Acum pun o întrebare, că mi-e greu. E greu. Și eu vă spun, eu iubesc lucrarea Domnului. O iubesc de când m-am întors la El. Și vreau să spun lucrul ăsta în vederea îndreptării, în vederea să aducă pocăință sfântă, în vederea să fim umiliat de oameni, o generație de oameni sfinți, curați. Și pun întrebarea asta în mijlocul poporului, care și eu fac parte din același popor. Dacă Dumnezeu a făcut semne, dacă Dumnezeu face minuni, dacă Dumnezeu ți-a dat lucruri mari și nu te pocăiești, ce se face? Dacă Dumnezeu face minuni, și nu te pocăiești, nu te îndrepti. Dacă Dumnezeu astăzi a făcut o minune din starea aia de amorțeală, a picurat picături de har pe scână, și nu te îndrepti, ai milă de noi. Mă îngrozesc, trece un fior așa rece. O, Doamne, ai milă de noi. Când odinioară, când te-a ascultat Dumnezeu, când te-ai rugat pentru copilul tău și te-a ascultat Dumnezeu, umblai să te pui pe munte înaintea Lui. Mi-aduc aminte experiențe care Dumnezeu m-a trecut prima cu oameni. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea în multe case, în multe familii. Și vreau să spun, dar nu e să fiu răutăcios. Să fiu răutăcios, să vă osândesc, dar să vă trezesc simțământul acesta și să ne pocăim toți, să ne întoarcem la Dumnezeu. Când am cântat cântarea, mi s-a dus Duhul și inima la cina Domnului. Și s-a distrurat, mi spune, mi se usucă plaga de sete în averii. Cum se usucă pământul de sete în averii. Sunt uscat, fără blagă. Câtă vreme am primit acum două zile un telefon și a zis, frate, fără cină, ești ca și mort. Dragul meu,
Mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea în multe case, în multe familii. Poate ți-a ascultat și ție Dumnezeu rugăciunea. Și dacă totuși mai este loc de pocăință, de ce nu faci? Îmi este mântit sufletul în mine când mi se spune fără încetare unde-i Dumnezeu tău. Și salmistul continuă și spune, o, când mă voi duce și mă voi învățișa înaintea Lui cu lacrimă, hrăne zi și noapte, când mi se spune fără încetare unde-i Dumnezeu tău. Dumnezeu meu e în cerul și face ceria. Nimeni nu poate să-i zică de ce faci așa, că-i stătând, trăiască Domnul, trăiască. Semne. Știți voi că Ninive, Iona, a fost un semn pentru Ninive. Să vadă tita mai peștele, că vine la mal. Și-l varsă pe Iona. L-a vărsat pe Iona. L-a lăsat pe uscat. Credeți voi că n-a fost, nu scrie Biblie, dar credeți că n-au fost oameni care au văzut lucrul acesta? Credeți că n-au fost care au văzut minunea aceasta? Dintr-un pește ies un om. Și omul acesta când a ieșit, spun eu, nu scrie, s-a scuturat de țărână și a început prin cetate. Încă 40 de zile și nimeni va fi nimicit. Eu cred, nu specifică Biblia, nu spune, doar îmbogățesc și dezvolt. Eu cred că a fost oameni care a spus, ăsta-i omul care l-a vomitat peștele, care l-a vărsat peștele. Și după cum eu n-a fost un semn pentru nimeni, tot astfel fiu locul meu. Va fi 3 zile Sfântul Mântului. Și apoi, învia, slăvit să fie Domnul. Mărire Domnului! Să fie slăvit Domnul! Aleluia! Așa simte inima mea, că e de ajuns. Haideți să ridicăm în picioare. Așa primesc de la Domnul. Ce semn mai vrei să facă Domnul pentru tine? Ăsta a fost un semn astăzi. Aleluia! Astăzi Domnul a arătat un semn în mijlocul poporului. Să ne pocăim și să ne întoarcem cu fața de pe Dumnezeu. Vine vremea. Vine vremea, așa cum spunea și fratele Petrică. Când îți va fi greu, când îți va fi foarte greu. M-am întrebat și nu vreau să stric inima nimănui, dar m-am întrebat de ce? Și m-am supărat în inima mea înaintea Domnului și spun și acum și gândesc cu voce tare să mă audă toată biserica. Doamne, de ce când o familie trece prin necaz, pune mâna imediat pe telefon și cere rugăciune? Și cheamă frații, veniți fraților să facem rugăciune. Când îți e copilul, când îți e soția, când ești bolnav, când lucrurile nu mai merg așa cum trebuie, dai telefoane și chem pe frați, veniți să ne rugăm. Dar când ești bine, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. De ce nu mă suni atunci să spui, frate, am dorință, nu grătar, că eu nu umblu după grătare, ferească-mă Dumnezeu. Frate, vreau să fac și o rugăciune la tine sau la mine, pot? E un semn astăzi, în mijlocul adunării. Fraților, să ne bucurăm și să ne veselim, că astăzi este ziua Domnului. Știți ce simt eu astăzi? Simt că încă Domnul ne mai iubește. Aleluia. Încă s-a îndurat de noi. Aleluia. Semnul pe care l-aștept să te pocăiești. Care e ăla? Ce semn aștepți?
ia Domnul, nu ia. Asta aștept. Mă uitam la floarea aceasta. Încerc să o aduc să pot să o vadă toți. Uitați-vă. Lângă ea e ceva, o proptea. Așa a pus Dumnezeu adunarea lângă tine aici, în proptea, să te pocăiești. Așa a pus Dumnezeu slujitori să te proptească, să nu cazi în pocăință, să nu-ți distrugi viața. Așa a legat Dumnezeu pe om lângă tine. E clipa cercetării tale, slăviți să fii Domnul. E clipa când Dumnezeu te cheamă la pocăință și pe tine și pe mine. Vrei să înțelegi? Domnul să te binecuvinteze. Am avut o stare în care, credeți-mă, abia stăteam pe bancă. Dacă Domnul a avut în vedere lucrul ăsta, măririi lui. Amin? Oprim un pic. Și haideți iarăși din nou într-o inimă. Cântăm slavă lui Iisus. Cântăm slavă lui Iisus. Și apoi ne rugăm. Și cred că pentru mine e de ajuns lucrul ăsta. M-a atins Domnul. Te-a atins Domnul Iisus. A simțit mângâiere. A simțit bucurie. Și ce a vorbit Domnul Sfânt prin tânăr, prin tânărul Solomon? Vezi ce greu să primești o picătură? Păstează, nu o dă pe nimic. V-am spus, voi vă uitați aici. Și când vă uitați aici, viu este Domnul, dar nu vorbesc adevărul. Ți se împietrește inima când vezi pe cine îți convine ție aici. Și în loc să te bucuri, ci se pa la ce ales. Iar, poate și din pricina mea, pa la murilă tău, că iar o ia, iar. Îți dau un sfat în numele Domnului. Asta nu răspunde la mine. Dumnezeu e tainic. Măreț. Pătrunde până acolo, Domn, descoperă multe inimi. Și dacă m-aș duce să spun, știi ce zici? Ai ceva cu mine, știu eu. Dar Domnul îmi descoperă, le țin pentru mine, ca să le pot duce eu. Dar spun în numele Domnului, așa cum spunea și fratele Petrică, că de la Duhul Sfânt a vorbit. Oprește-te cu judecata. Știi ce școală trebuie să ai ca să fii judecător? Știi câte clase trebuie să faci ca să fii judecător? Știi ce trebuie să faci facultatea de drept? Știi că trebuie să fii un bun psiholog? Știi că trebuie să treci prin multă facultate, să ai bacalaureat, să ai o facultate, să fii un om cu școală, ca să poți să devii judecător? Și măcar că n-am decât 8 clase. Sau alții 4, sau alții 5, sau alții 10. Și cu 10 clase vrei să fii judecător. De deja o te pe scaunul ăsta. Nu ne aparține. Nu ne aparține. Știi cui aparține? Că așa scrie. Mă găsesc eu versetul ăsta. Farisei și cărturarii stă pe scaunul lui Moise. Se și judecă. De deja să-mi vai la mente. Tenau lisase Germania era altă întorsătură. Frați, surori, haideți să vă spun ceva și întorceți-vă un pic în timp. Dacă nu era Germania, să fi fost posibilitate cu Germania, am fi fost alții. N-am fi fost ăștia de acum, cu posibilități, cu mașini, cu case, cu... slăviți să fie Domnul, că tot el a făcut. Amin? Dar haideți să ne coborâm. Haideți să ne coborâm. Mi-a plăcut un cuvânt pe care l-a spus fratele Ruben. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Decât vedeta la Satan, mai bine robul lui Hristos. Slăvit să fie Domnul. Decât vedeta
că unii frați să fie cu iertare sau pocăit a fi vedetă. Oamenii în Biblie, de la toți apostolii, spune robul lui Hristos. Frate și roba lui Hristos. Haideți cu ajutorul Domnului, că pe urmă încep să stric inima și nu vreau. Slavă!